Unii dintre voi știți că în copilărie am fost piroman. Iubeam focul. Mă luminam la față când vedeam foc. Și la propriu, și la figurat. Odată am fost într-o tabără și am văzut un foc de tabără. Și am zis să aduc același foc de tabără pe covor la mama în sufragerie. Am strâns câteva ziare și am imitat acel foc. A luat foc doar covorul pentru că mama intervenise la timp. Dacă nu, probabil că nu mai eram aici. Mă lumina de tot și pentru totdeauna. Într-un alt context, am fost pus față în față cu afumătoarea lui bunicu. Bunicu își ținea acolo șuncile, clisa, ce mai avea el. Și am văzut eu că ceva nu e ok acolo, că e prea mult fum. Și din mucul care fumegă, am aprins un foc mistuitor, care a mistuit toate șuncile lui bunicu, toată clisa, toată afumătoarea, și dacă nu intervenea bunicul, mă mistuia și pe mine și, și pe bunicul. A zis, gata, nu mai fac foc niciodată, mă las de obicei. Până ce am fost într-o zi de toamnă, din nou cu bunicul, l-a strâns de fân. Ne-am chinuit toată ziua să adunăm acel fân și să îl transformăm într-o căpiță mare de fân din păcate chibriturile erau la mine în buzunar, și din nou căzusem în aceeași ispită și acea căpiță a fost ardere de tot. Nu a mai rămas absolut nimic. Și animalele au mâncat mai puțin în acel an. Din nou am zis, nu mai, gata, gata. Mă ținut bunicul morală, cu cureaua, Până într-o altă zi în care eram la Păuliș, acolo unde am cupilărit, împreună cu fratele meu ne-am urcat pe un deal și era cea colilie care se uscase. Era prea multă uscăciune, așa că am zis să facem un foc mic, care s-a transformat în unul mare, exact cum spune Biblia, și era să aprindă păulișul, dar nu pentru Domnul, și putea să fie un dezastru național. Numai sapele și trocile cu apă al mama și ale celor care au intervenit ne-a scăpat de un dezastru și de a apăra la știri. la foc dealul, pomii. Și de atunci m-am lăsat de foc. <coughs> <coughs> Însă ceea ce îmi doresc este, dacă pot să spun, să fiu un piroman spiritual. Să fiu un om care să am în mine focul lui Dumnezeu și prin mine să fie și alții aprinși. Nu cred că exagerez dacă spun și mesajul să confirme lucrul acesta că Dumnezeu este un piroman. Pentru că El are un foc pe care vrea să-L dea fiecăruia. El are un foc pe care vrea să lase în biserica sa. El are un foc care vrea să ardă în copiii lui. Avem nevoie de focul lui Dumnezeu, amin? amin? Ne rugăm pentru focul lui Dumnezeu și vrem să fim oameni pe care Dumnezeu să-i aprindă pentru el și prin noi să-i aprindă pe alții. Fără focul lui Dumnezeu, ce facem aici este lucrare omenească. Este socializare fără părtășie. Este muzică fără închinare. Este oratorie fără mesaj care transformă viața cuiva. Pot fi talente fără transformarea pe care Duhul lui Dumnezeu aduce atunci când cineva își pune darul și înflăcărează darul și că îl slujește Biserica. Avem nevoie de focul lui Dumnezeu. De ce? Amin. Pentru că focul lui Dumnezeu reprezintă prezența lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură, o să vedem acest lucru de la începutul Scripturii până la finalul Scripturii. Ne uităm în Exod 3 și îl vedem pe Moise după 40 de ani de ciobănie. După 40 de ani în care face aceleași lucruri, se întâlnește într-o zi banală cu un rug. Era o tufă care ardea. Și modul în care acea tufă ardea i-a stârnit atenția lui Moise, încât Moise se întoarce și merge spre acel rug care ardea și nu se mistuia. Care de fapt era o imagine a poporului Israel care era chinuit și cu toate astea nu era nimicit. Pentru că focul lui Dumnezeu încă era acolo și l-a ajutat să supraviețuiască. Era și o, o, imagine a omului Moise, care era tufa. Și ce ar putea fi el dacă ar fi focul lui Dumnezeu peste viața lui? Pentru că în ultimii 40 de ani se stinsese. Și focul lui Dumnezeu, din acel rug, i-a arătat lui Moise că acel foc poate să fie transferat în viața lui. Și de atunci încolo să vorbim de un alt Moise, care să aibă total o altă, un alt foc. Și Moise ajunge, după ce stă în prezența acelui foc, care era de fapt Dumnezeu, reprezentat acolo, era Dumnezeu, și stă de vorbă cu Dumnezeu, să se îndrăgostească de acel foc până la nivelul în care să zică, Doamne, dacă tu nu vii cu noi, nu plec de aici. Adică mai bine stau în pustie cu tine decât în țara promisă, fără tine. Și Moi se spune, Doamne, prin aceasta vom fi deosebiți noi, poporul acesta, prin aceasta vom fi deosebiți, prin faptul că tu vei fi cu noi, prin faptul că focul tău se va vedea în mijlocul nostru. Și focul lui Dumnezeu s-a văzut în mijlocul poporului Israel. Se vedea noaptea într-un stâlp de foc care îi conducea. Focul lui Dumnezeu ne conduce prin noaptea vieții. Ne ghidează atunci când e negură în jur, atunci când nu știm încotro. Focul lui Dumnezeu ne ghidează viața. Ne uităm apoi și vedem focul lui Dumnezeu în cort, unde focul venea și locuia acolo, în templu, la fel. Ne uităm și vedem focul lui Dumnezeu pe muntele Carmel, când Ilie stă față în față cu 900 de proroci falși. Și focul lui Dumnezeu se coboară pentru că Ilie îl ascultă pe Dumnezeu și când focul lui Dumnezeu se coboară, o întreagă națiune se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Focul l-a arătat oamenilor cine este Dumnezeu. Și o întreagă națiune vine din întuneric la lumină pentru că a văzut focul lui Dumnezeu. Dar înainte ca focul lui Dumnezeu să fie arătat față de poporul său, focul lui Dumnezeu a fost într-un singur om, Ilie. Și prin el au fost aprinși și ceilalți. Focul lui Dumnezeu a căzut. Ne uităm în cazul tovarășilor lui Daniel, care pentru faptul că nu se închină înaintea acelui chip construit de nețar sunt aruncați în foc. Nimeni nu supraviețuia acelui foc, doar că acești tineri aveau în ei un alt fel de foc, care a transformat focul în care ei erau, într-un alt fel de foc. Și ceea ce ar fi trebuit să fie pentru distrugerea lor, a fost pentru binecuvântarea lor. Și în acel foc s-a văzut și focul lui Dumnezeu, când acești tineri au intrat cu focul lui Dumnezeu în focul dușmanului, acel foc nu le-a făcut decât bine, pentru că le-au ars legăturile. Focul lui Dumnezeu va arde legăturile din viața noastră. Când avem focul lui Dumnezeu, ele nu rezistă. Ne va ajuta să renunțăm la orice lucru care ne poate ține. Focul lui Dumnezeu. Și focul lui Dumnezeu poate să transforme încercările vieții noastre într-o mărturie pentru gloria Lui. și lui Daniel au ieșit de acolo. Vă dați seama ce mărturie au auzit nepoții lor? Au fost în foc. Nu ne ars. Nici măcar un păr nu a fost pârlit. Doar legăturile care ne țineau. În rest, tot ce a făcut acel foc a fost să arate cât de puternic este Dumnezeu și ce înseamnă să-l ai pe Dumnezeu în încercările vieții. Pentru că toți trecem prin încercare. Trăim într-o lume a suferinței. Toți suferim. Dar ce groaznic e să treci prin suferințe și să nu-l ai pe cel care poate să dea sens suferinței? Apoi ajungem în Fapte 2, unde vedem focul lui Dumnezeu care s-a coborât peste 12, 120 de oameni care până atunci erau plini de frică și stăteau cu ușile închise ca să nu fie prinși de autorități. Și după ce stau și se roagă și îl caută pe Dumnezeu, focul lui Dumnezeu a venit și a fost vizibil printr-o limbă de foc. Și după ce focul lui Dumnezeu a fost văzut peste acești oameni, au fost de neoprit. Nici măcar amenințarea cu moartea. Nu i-am mai ținut. Asta face focul lui Dumnezeu. Ne împuternicește pentru lucrare, să facem lucrarea lui cu pasiune. Avem nevoie de focul lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Domnul să ne înflăcăreze mai mult pentru El. Domnul aprinde focul, însă este misiunea noastră să menținem focul aprins. Dacă ne uităm în, în vechime, Domnul le-a spus preoților. Să aibă grijă să mențină focul. Focul aprins de el trebuia menținut de preoți. Și asta nu este un lucru ușor. Pentru că dacă ne punem întrebarea de ce este nevoie ca să vină focul lui Dumnezeu, de ce avem nevoie ca focul lui Dumnezeu să vină peste noi, unul din răspunsurile care ar putea fi date este de sacrificiu. Focul venea peste jertfă, focul venea peste sacrificiu. Dumnezeu poruncește poporului său, poporul său ascultă, Dumnezeu își manifestă prezența prin foc și oamenii răspund prin închinare. Deci Dumnezeu inițiază și apoi totul se întoarce la el, din el, prin el și pentru el. Amen. Sunt toate lucrurile. Însă focul nu venea fără sacrificiu. Vrem focul lui Dumnezeu? Este nevoie de sacrificiu. Focul lui Dumnezeu este ceva scump, este ceva prețios, este ceva pentru care trebuie să ne sacrificăm. Roman 12 1 spune Vă îndemn dar fraților și bineînțeles și surorilor pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertvă vie, vie, plăcută, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Dumnezeu vrea să ne aducem trupurile noastre ca jertfe vii. Adică trebuie să ne sacrificăm astfel încât să rămânem în viață. Trebuie să ne sacrificăm astfel încât să putem să fim cât mai vii pentru ca Dumnezeu să lucreze prin noi. În al doilea rând, pentru ca să putem avea foc, avea nevoie de focus. Nu doar de jertfire, nu doar de sacrificiu, ci avea nevoie de focus. Când eram mic, mă jucam cu acea lupă, tot în perioada mea de piromanie. Găseam o grămadă de moduri prin care să pot să aprind focuri. Și unul din modurile în care îmi plăcea foarte mult să aprind focul era cu lupa. Când soarele era puternic, ieșeam cu lupa și o puneam așa. O puneam și pe anumite insecte. Nu eram pocăit. Dar prindeam tot felul de lucruri. Unde puneam lupa, de acolo ieșea fum și apoi un foc. Pornea de acolo. Și ce face lupa este că ea Energia solară care pe noi ne încălzește și o concentrează, o focusează, încât este capabilă să aprindă un foc. Focusul aprinde focul. Vom arde pentru acele lucruri pe care suntem concentrați, pe care ne focalizăm energia. Dacă ne focusăm pe poftă, vom arde pentru poftă. Dacă ne focusăm pe păcat, vom arde pentru acel păcat. Dacă ne focusăm pe Dumnezeu și ne focalizăm pe El, vom arde pentru Dumnezeu. Pe ce ne vom concentra viața? Care va fi focusul din acest an? pentru acele lucruri vom arde, pentru acele lucruri vom fi pasionați, pentru acele lucruri vom fi gata să sacrificăm, vom fi gata să cheltuim, vom fi gata să dăm din timpul nostru, din finanțele noastre, pe lucrurile pe care ne concentrăm. Evrei 12 versetul 1 și 2. Spune și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Unde trebuie să ne uităm? La Isus. Păcatul este de fapt o ratare a țintei. Este o ratare a focului focusului pentru care fiecare dintre noi am fost creați să trăim. Și acest pasaj, acest verset ne cheamă să ne uităm țintă, țintă la Hristos. E că focusul nostru să fie El. Toate celelalte din jur, nu spun că nu sunt importante, dar El să fie centru atenției noastre. El să fie dorința inimii noastre mai presus de orice altă dorință. Devotamentul față de El să fie deasupra oricărui alt devotament. Dragostea față de El să fie deasupra oricărei Alte dragoste. Și acest lucru va aprinde un foc în noi. Cum ar fi viața ta și viața mea dacă ne-am pune pe foc? Dacă am lăsat ca acest foc al lui Dumnezeu să vină și să aprindă viețile noastre, și prin noi Dumnezeu să îi aprindă pe alții. Știți, acea faimoasă uh, frază folosită de, 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 de Moody, care a auzit. Următoarea frază. Lumea n-a văzut încă ceea ce Dumnezeu poate să facă printr-un om care este 100% dedicat lui. Și în modi zice, prin harul lui Dumnezeu am să fiu un astfel de om. Și de acolo modi s-a pus pe foc. Și a luat foc și focul lui Dumnezeu a fost în el și a aprins și pe alții pentru Dumnezeu și sute de mii de oameni prin toată moștenirea care a lăsat-o, s-au întors la Domnul pentru un singur om care a ales să se pună pe foc. Dragilor, avem nevoie de focul lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu încă este disponibil pentru toți aceia care îl vor, care îl doresc, însă este nevoie de sacrificiu. Este nevoie pe noi să ne aducem ca o jertfă vie sfântă plăcută înaintea Lui. Și apoi este nevoie să ne concentrăm atenția pe Isus Hristos, pe lucrurile Lui, pe ceea ce Lui îi place, pe dorințele Lui. Și îmi doresc ca în acest an Dumnezeu să ne aprindă pentru El tot mai mult. Amin. Acele limbi de foc să fie din nou vizibile peste Biserica Lui acel foc al Duhului Sfânt care ne face să fim deosebiți, cea prezență a Lui să fie cunoscută în biserica Lui, între noi și noi unii pe alții să ne aprindem tot mai mult și să umblăm în focul Lui Dumnezeu. Amin? Vă doresc un an nou binecuvântat și înflăcărat. Amin.